Îți mai aduce aminte de celebra bagnotă în valoare de 1000 de lei cu chipul lui Mihai Eminescu în anul 2022. O simplă bagnotă se vinde și cu 450.000 de lei. Iată toate detaliile. Conform Vungro, poate reprezenta o mică comoară pentru colecționari. Pe o platformă, un utilizator a postat un anunț prin care vinde trei bagnote cu valoarea de 1000 de lei cu chipul lui Mihai Eminescu. Două bagnote sunt din anul 1991, iar alta din din anul 1998. O singură bagnotă costă 450.000 de lei, lucru specificat și în anunțul de pe platforma OLX. Bagnotele sunt două din anul 1991 și una din 1998, toate având chipul lui Mihai Minescu. Prețul este pe bucată, scrie în anunțul de pe platformă. Persoanele care încă mai dețin astfel de bagnote vechi pot participa chiar și în cadrul unor licitații online, având în acest mod șansa să le vândă cu sume mari. Banknota de 1000 de lei din anul 1991 are pe spate Mănăstirea Putna. Cea din anul 1998 prezintă pe revers ruinele de la Histria și flori de tei. BNR a transmis în urmă cu peste 10 ani despre preschimbarea bagnotei care prezintă chipul lui Mihai Minescu. Luni 15 martie este ultima zi în care bagnotele cu valoare nominală de 1000 și 5000 de lei, emisiunile 1991-1993 vor Putea fi primite de către orice comerciant de la populație. În perioada 16-31 martie 1999 se vor face plăți sau se vor preschimba aceste bagnote doar de către Casierile unităților bancare, urmând ca după această dată să înceteze puterea lor circulatorie. Astfel, din aprilie, se vor putea face cumpărături utilizând bagnotele noi de 1500 de lei emise de BNR în iunie anul trecut, dar și pe cele de 50.000 50 și 100.000 de lei, transmitea BNR la momentul respectiv, relatează Can